Atleții pregătiți de antrenorul emerit Ion Bura au obținut 3 titluri naționale, 2 la individual aur Adrian Garcea la junior și aur Alina Budnariu, precum și una cu echipa de tineret fete formată din Alina Budnariu, Larisa Corbu, COV Mihaela. Competiția de sâmbătă a fost criteriu de selecție pentru alcătuirea lotului național care va participa la campionatul balcanic de cross de la Botoșani din 4 noiembrie. Sâmbătă la Botoșani a avut loc campionatul național de cross la care sportivii noștri s-au prezentat foarte, foarte bine, câștigând categoria juniorilor din Adrian Garcea, care oricum era câștigător aproape înainte de start, în sensul că are valoare mult mai mare decât ceilalți sportivi. Iar o surpriză plăcută a fost de asemenea tânăra Alina Budnariu, care s-a clasat de asemenea pe locul întâi la categoria tineret. Iar echipa de tineret fete, Budnariu, care împreună cu Cioveie Mihaela și Larisa Corbu au ieșit campioane naționale, deci 3 titluri de campion național la Târgu Jiu. De asemenea, cei doi, Garcea și Budnariu, vor concura pe data de 4 noiembrie la campionatul balcanic de cross care se va desfășura în acest an în România, tot la Botoșani, iar în decembrie va avea loc campionatul european de cross, la care sportivul Adrian Garcea este unul dintre cei cu șanse la campionatul european, ce va avea loc la Tilburg, în Olanda. Adrian Garcea și Alina Budnariu vor concura la acest campionat în echipa României condusă de antrenorul Ion Bură.